În Goana, după senzațional și rating, unele surse media încalcă dreptul la viața privată, standardele interne ale mass media trebuie revăzute și aduse în conformitate cu normele etice. O asemenea propunere au făcut reprezentanții Consiliului de Presă, care au pus în discuție subiectul privind dreptul la viața privată în presă. Calitatea presei se reduce, spun unii experți, iar mijloacele de informare în masă trec peste anumite limite impuse de legi, regulamente sau bunul simț. Dezbaterea publică a fost organizată în special pentru a atrage atenția instituțiilor media sub asupra greșelilor pe care le comit în cazurile ce vizează direct viața privată, în speranța ca pe viitor asemenea gafe să nu mai existe.